o avantpremieră la un eveniment cultural care se va petrece în toamna acestui an. E vorba de expoziția de pictură a lui Emil Ciocoiu, ce se va deschide la Muzeul Național de Artă al României în luna octombrie. Spun un eveniment cultural pentru că publicul bucureștean, de fapt publicul românesc iubitor de artă, nu a mai avut prilejul să se întâlnească cu opera lui Emil Ciocoiu de multă vreme, din anul 1980. Vocația pentru pictură este o vocație înnăscută, cultivată încă din copilărie, de tatăl său, pictorul Alexandru Ciocoiu, și cultivată mai apoi cu foarte mult interes de profesorul său, Gheorghe Șaru. După absolvirea institutului, a beneficiat, datorită evoluției sale extraordinare în timpul studenției, de bursa Teodor Aman, bursă de la care practic începe ascensiunea carierei lui Emil Ciocoiu. Eu am avut, deci, bursa Aman și bursa Aman este acordată de municipiul București. Am devenit membru al artiștilor plastici destul de... după 3 ani de la absolvire în institutul, deci după 1970. Ceea ce se întâmplă foarte rar în momentul acela. Și nici, bineînțeles, după două concursuri, două expoziții republicane, care însemnau concurs pentru noi, în 1970, deci din 1974, în 1977, eram membru plin al Uniunii Artiștilor Plastici. Tot în această perioadă am avut, de asemenea, expoziții bune în străinătate, chiar expoziții de grup organizate atunci prin oficiul de expoziții. Am expus la Tokyo, am expus la Atena, am expus în Germania. Apoi a venit o perioadă destul de grea pentru mine. Dintr-o dată mi s-au blocat toate drumurile. Lucru greu de înțeles pentru mine atunci, n-am înțeles ce s-a întâmplat. N-am avut voie să mai expun în străinătate și acest lucru mi-a dat de gândit, de reflectat. Deci după acest eveniment important pentru dumneavoastră și pentru viața artistică bucureșteană, ați părăsit țara, da? Da. Expoziția din 1980 de la Galeriile Municipiului București a fost făcută cu multă luptă. De fapt, expoziția nu trebuia să aibă loc. Niște forțe au vrut să împiedice această expoziție. Până la urmă am reușit să o fac și după această expoziție mi-am dat seama că drumurile mele s-au închis. Drept care am hotărât să plec în străinătate. Artistul este proprietarul unei eternități. Domeniile lui se plasează în acel dincolo al percepției obișnuite, dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce se simte, dincolo de ceea ce se trăiește. Există lucruri adânci, spunea Lucian Blaga, care în lumina artei pot fi înțelese cu mult mai limpede decât în lumina științei. Se spune că apa unor mări e mai străvezie în lumina lunii decât în lumina soarelui.
Ciocoiu, pictor de origine română, care trăiește din 1980 la Aachen, în Germania, explorează eternitatea în sens liturgic. Simbolurile sale sunt locul de întâlnire a divinului cu umanul. Din fiecare tablou răzbate credința că lumea este o creație, dar și o revelație, că fiecare lucru, material sau nematerial, dar creat, are corespondență în necreat. O lume a sensurilor, a esențelor, a revelațiilor și a valorilor rostește aici continuu o rugăciune. În orice rugăciune e o revoltă, spune poetul. Este ceea ce conferă luptei sacralitate, nu lupta care distruge, numai aceea care creează.
Ce cauți? L-am întrebat pe Emil Ciocoiu. Acordul ființelor și lucrurilor cu universul, mi-a răspuns. Și alte anemone. Îi răspunde întreaga lume a anemonelor, care pune în vibrație toate câmpurile de flori. În spectacolul cerului, anemonele sunt stele, așa cum stelele pe pământ se pot numi anemone. În Academia de Arte Frumoase sau Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, cum se chema pe atunci, am studiat la clasa profesorului Șaru. A cărui creație departe de a fi impresionist. Exact. Profesorul Șaru a fost nu numai un mare pedagog, a fost și un mare, este și un mare un artist. Și ne-a dăruit un lucru extraordinar în timpul studiilor noastre. Ne-a învățat cum să ne căutăm pe noi înșine, în același timp, îndrumându-ne cu grijă, subtil, și în a ne forma... să nu vă strivească personalitatea. Exact, lucru pe care l-am făcut și eu. După ce am învățat în Academie 6 ani, la clasa profesorului Șaru, am încercat și am experimentat chiar pe linia tendințelor secolului 20. Care sunt foarte diverse. Foarte diverse. Cubism, expresionism, constructivism, futurism. Se poate spune că să avea indirect o legătură cu impresionism. O rădăcină. O rădăcină. Însă pornită nu prin Monet, ci prin Lucian Grigorescu. De altfel am fost și după facultate, împreună cu prietenii mei buni, Catinescu și Ionica Resu, nepotul marelui Resu, am fost în tabere, să spunem, ad hoc, organizate de noi, nu de Uniunea Artiștilor Plastici, sau ne-am organizat și mergeam, de exemplu, la Comana, unde pictam în peisajul minunat al Comanei, pădurea, dealurile acelea frumoase. Toamna, mai ales unde culorile începeau să cânte și cu armonia, și armonia să se dezvolta din ce în ce mai frumos. Încercam să călcăm pe urmele înaintașilor. Ce cred eu că se poate regăsi din influența maestrului Șaru în arta dumneavoastră, ceea ce este și o calitate născută, este simțul compoziției, indiferent dacă această compoziție este figurativă sau nefigurativă, este știința armoniei și echilibrului compoziției. Este adevărat, acest lucru a fost imprimat și nu numai în pictura mea, și în pictura tuturor colegilor mei, elevilor, profesorului Șaru, și Catinescu a fost elevul lui Șaru. Profesorul Vasilescu de la Academia, actual profesor Cornelie Vasilescu, a fost coleg de clasă, Angel Neagu, la care se observă într-adevăr o mare știință în a compune. Acest lucru mi-a fost imprimat, sigur, nu într-un an, în an de zile, în care în discuțiile cu profesorul Șaru, am observat cum compuneau, de exemplu, renașentiști. Deci acest simț al compoziției, noi spunem simț azi, cândva acest simț a fost consolidat în timpul studiilor. Eu cred că spunem bine simț, pentru că acesta nu, dacă nu te naști cu el, e foarte greu să-l înveți. Da, spuneam simț care a fost cumva atunci, în perioada de formare, da, sigur. A fost consolidat și condus.
Suntem copiii miracolului. Prin el ne-am racordat la veșnicie. Moștenitori ai memoriei sacre, ne înălțăm pe stâlpul de foc. Ideea e limpede. Conștiința morală trebuie să devină flacără, mistuind păcatele pe care le odihnește. Ceea ce arde bine, arde înalt. Conștiința și flacăra au un destin comun, verticalitatea, și dau un perfect exemplu de purificare activă. Mistuindu-se, impuritatea produce o prea curată lumină, iar răul devine astfel hrana binelui. Întreaga creație a lui Emil Ciocoiu luminează însăși taina creațiunii. Tablourile lui, iată, iluminările lui. În 1981 am reușit să expun la Köln prima expoziție personală. Și tot în 1981 am expus într-o galerie importantă în Milano, Via Brera, Galeria Il Castello, care mi-a adus un neașteptat succes, răsunet în scena artistică italiană. O întâmplare chiar în hazlie, dacă vreți, emoționantă pentru mine. După ce am strâns expoziția de la Milano, aveam o altă expoziție programată la Cannes, în Franța, și trebuia să trec frontiera italo-franceză, la care, sigur, la graniță, prins pașaportul, pe pașaport scria Germania și eu mă numeam Ciocoiu. Grânceul italian se uită la pașaport, zice, mă lei pitore. Sunteți artist, sunteți pictor. Eu m-am blocat și am zis, pe de unde știți? Am citit în Corriere de la Sera despre expoziția dumneavoastră. Aveți tablouri înăuntru? Am spus, da, sigur, merg la o expoziție la Cannes. În orice caz m-a emoționat neașteptat. Era cunoscut deja numele din presă. Numele din presă. De altfel, presa occidentală s-a ocupat destul de serios pe dumneavoastră, din câte am... Da, aș putea spune că am reușit să-mi creez o... să-mi fac cunoscut. Ați participat la mai multe expoziții internaționale, dar cred că o recunoaștere a dumneavoastră a fost cea a lui Ludwig și prezența dumneavoastră în Muzeul Ludwig. Da, într-adevăr, acest lucru a fost marcat pentru prima dată în 1987, când o lucrare de-a mea a fost achiziționată de pe atunci nedeschisul Ludwig Forum, Muzeul Ludwig Forum, se chema înainte Neue Galerie, unde profesorul Becker era director. Deci în 1987 prima achiziție de muzeu, care a fost însemnat pentru mine, într-adevăr, un lucru foarte important. O lucrare de mari dimensiuni, monumentală. Apoi, contactele cu Ludwig, cu familia Ludwig, cu scena artistică din Aachen, din Köln. Sigur, am expus numai în Germania, am expus în Franța, mereu din 1983, permanent la Salon de Toamnă, în Paris, Grand Palais. Am expus de câteva ori și la Salonul Independenților, de asemenea Salon des Artistes Français, în Spania, în Catalania, la Barcelona. Am participat la o expoziție iarăși importantă. În Italia foarte mult, am expus în 1990, o expoziție foarte importantă a fost Arte Roma 90. După aceea Livorno 93, apoi 95,
Arte Padova, 96, licența. Și pentru că am ajuns la 1996. A fost un an foarte bun pentru dumneavoastră și cred că un an foarte important. Primăvara aceasta sau primăvara spre vară s-a întâmplat un eveniment deosebit în viața dumneavoastră, nu? S-a întâmplat mai multe, mai multe, cât bune, cât și mai puțin plăcute. Haideți să vorbim de cele bune. De cele bune. Da, în 1995, anul trecut, am avut bucuria să primesc pentru prima dată partea Academiei Român-Americane, Americano-Române, de la Los Angeles, distinția de Energiano. Și m-am bucurat cu atât mai mult cu cât l-am cunoscut pe Ionel Gianu și pot să spun că mi-a fost prieten. Mi-a deschis o expoziție personală în Paris, a scris despre mine și eram foarte atașat de el. Eram, îl apreciam ca un om ilustru de litere și de un critic și istoric de artă foarte important pe scena internațională. Ce a fost prima dată când s-a acordat această distinție, s-a instituit această distinție, da? S-a instituit la un an după moartea lui. Și asta a fost, într-adevăr, o bucurie enormă pentru mine. Păi, anul acesta am expus în... Am avut două expoziții importante, una la Muzeul de Artă Modernă din Modena, Muzeul Montezi se cheamă, unde s-a achiziționat o lucrare, rămânând în colecția permanentă a muzeului. Și altă manifestare a fost la concursul Etrurii Arte, concurs de pictură din Toscana, unde am obținut un premiu pentru pictură. Un alt eveniment important care s-a petrecut în viața dumneavoastră în primăvara aceasta. Da, a fost într-adevăr un lucru neașteptat, o bucurie mare pentru mine să fiu propus să organizez o expoziție personală în sala de încoronare a regilor germani, începând cu Carol cel Mare, din Aachen. Deci capitala Imperiului German Occidental, în Aachen din 1950 încoace se acordă cel mai important premiu pentru pace unei personalități importante din Europa, personalitate care contribuie efectiv la întărirea relațiilor între popoare și relații și a păcii între popoarele Europei. Anul acesta, acest premiu pentru pace, Karl der Große sau Karls Preis, a fost acordat reginei Beatrix a Olandei. Regina Beatrix, chiar în cuvântarea decernării premiului, a insistat asupra contactelor Europei de vest cu Europa de est, sigur, dintre care face parte și România, și cu atât mai mult am vibrat mai intens. Cândva Europa a fost una și, de fapt, ideea aceasta a fost susținută și propusă de profesorul Ludwig, care făcea același lucru în artă. Spuneți că după ce ați părăsit țara în 1980 până în 1989, ați fost exilat. Acum, după 1990, faceți parte din diaspora. Încercați să explicați puțin? E un lucru destul de complicat și destul de greu de explicat, pentru că aparține sufletului, aparține unui lucru de interior. Vizita mea în România, din 1985, de exemplu, a fost un
calvar, un coșmar. Nu aveam voie decât să-mi văd părinții și, și atât, nu aveam voie să iau contact cu nimeni. Din 1989 a apărut omul ca element în pictura mea. Au apărut atât omul în amfiteatre, omul în dialog, sau oameni în dialog. Deci omul ca element principal, cred că în toamnă, în octombrie, se va suda din nou ceea ce cândva a fost întrerupt. Vă mulțumesc că ați participat la această emisiune și să invităm împreună telespectatorii la vernisajul expoziției care va avea loc în toamnă la Muzeul Național de Artă al României.